Bine v-am găsit la un nou episod din strana noastră de breasla haiducilor. În primul și primul rând, pentru cei care nu ați fost duminică pe live, vreau să vă arăt ce am făcut pe live-ul de duminică, practic. Ideea este în felul următor, am mai lucrat la sediu. Momentan, așa arată, o să fie mult mai diferit designul, însă am vrut să vedem așa o formă și cum o să fie când îl aranjăm până sus. Momentan, așa arată, o să ne oprim aici construcția lui, pentru că vreau să aștept să mă întâlnesc și cu Dark și când o să ne întâlnim amândoi să începem să facem designul mai diferit, mai complex, mai înțelegeți voi, și momentan o să las nebunile astea pe aici, plus am aranjat un pic gardul, ăsta este cu frunze de birchwood și cu spruce, am zis să fie așa mai interesant. Și ce o să facem astăzi? Ei bine, primul și primul rând vreau să mă duc să văd dacă au mai cumpărat oamenii una alta de pe aici, vreau să văd dacă trebuie să facem noi un restock sau nu și ce profit am făcut în ultimele zile, adică weekendul. Ok, deja două diamante așa frumos de început, perfect, după aia ok, încă un diamant aici, nu mă supăr, mai facem niște bănuți. Și încă, ok, mai luat oamenii și niște gri. Și după aia prin părțile astea ceva mai mult. Opa, galben. Văd că galbenul a fost la putere săptămâna asta. Și prin părțile, ok, încă niște white blue. Vai. Încă niște albastru descris, light blue frumos. Și după aia, ok, albastru închis. Văd că s-o mai luat și de pe aici nimic. Bun, în partea asta am mai făcut oare niște bănuți. Din, oho, am făcut, s-o lua niște colorant alb, eu sunt fericit. Și, mamă, griul ăsta s-o lua, deci va mai trebui să facem rost de gri. Asta înseamnă că va trebui să cumpărăm de la Nenea Dragon niște ink secur, ok, și maro, văd. Văd că s-o lua și roșu, bun, dar bine, roșu nu prea mai avem, trebuie să facem rost de roșu. Galben, nu, verde și perfect. Deci am făcut ceva bănuți, pot spune că am făcut destul de mulți bănuți. Și în partea asta la shop-ul de gold, ce spune shop-ul ăsta de gold? Ok, încă 3 diamante, frumos. Și oare la gold ceva, alea de acolo nimic. Și în partea, ok, în cop diamante. Îmi place. Hai că facem ceva bunuți. Și după aia oare, cred că la Prismarine nu s-a luat nimic, dar mergem așa rapid să vedem. Și am văzut că Dani s-a apucat să lucreze pe acolo pe lângă KFC, dar nu o să vă arăt astăzi, o să vă arăt după. De fapt o să vă arăt el în episod. Și mamă, am făcut ceva bunuți. 27, hai că merge. Bine, oricum, mai este lantern-uri și aici, însă altceva nimic, perfect. Deci va trebui să mai stăm afecat la ferma de gardieni. Bine, deci tu treaba asta. Până să ne apucăm de treaba, am zis să vin până la... Pe bune, ok, o să aduc un bloc de coart să modific acolo. Am zis să vin până la zona de Crăciun să văd ce mai lucrat băieții și să vă povestesc puțin despre zona de Crăciun. Momentan nu o să lucrăm aici, pentru că nu prea am tragere de inimă. Ok, se lucrează pe partea aia. Deci am făcut brăduțul, am făcut partea asta de sub brăduț, însă nu știu, n-am mai avut nicio tragere de inimă să lucrez și oare să mai distrat? Nu, se pare că Alex atât a rămas. O zis că vrea să facă mai multe, deci să fie multe melodii, însă o să vad el și aici. Da! Dacă vreți să vedeți cum a fost făcut Olaf, băiatul nostru aici, omulețul de zăpadă, l-a făcut colpir, puteți să mergeți la el pe canal și aici... Asta e un pinguin sau o focă? Lăsați-vă în secțiunea de comentarii cu ce seamănă asta, un pinguin sau o focă. Știu că e făcut de raton atâta. Și de ce poartă? Deci, fiți atenți, dacă vă uitați de aici, zici că poartă o plăsuță să meargă la cumpărături. Ce interesant arată, dude. Da, se pare că poartă un costum, dar pe cum îl văd, ori o focă, ori o balenă, nu pot să-mi dau seama ce e. Lăsați-mi voi în comentarii că nu pot da seama. Deci, pe bune, chiar nu știu și aici. Asta e cadoul lui Ciunciu. Se pare că Ciunciu nu a intrat să revendice cadoul. Și trebuie să duc o bucată de coarț. N-am lăsat noi pe aici coarț. No? Aia va trebui să duc de acasă. Am aranjat acolo cu quartz pillar-ul și am primit aici un mic cadou. Să vedem ce este. Capul meu, schimbul păcii. Ok. Măcar mersi de artificii. Nu tare folosesc eu de duration 3. Dar le punem aici să fie. Nu știu ce pace, adică nu știu când am declarat război și când ne-am certat, dar să fie, adică cadou bine primit de la moș ratonilă, nu? Adică, na, eu vă zic sincer, nu a fost cadou, să-l punem aici totuși, să fie acolo. Și ce vreau să facem astăzi? Ei bine, după multă vreme, o să vă prezint din nou baza pentru cei care sunteți noi și nu știți despre ce este vorba. Pentru abonații noi și pentru cei care nu cunosc baza, o să fac un mic tur până să mergem afară. Ideea este că avem aici camera centrală, holul practic, cu un mare void în mijloc și cu 4 beacone. Aceste 4 beacone le dau 5 efecte pentru că avem regeneration și speed, nu avem speed 2 sau regeneration 2 și de asta primim 5 efecte. După, în partea dreaptă aici avem portalul către Nether, am zis să fac așa un fel
fel de dimensiune de Nether în 1.16 o să fie mai interesantă. După aia hai să mergem în partea asta. În partea asta avem fermele. Avem ferma de Coco Beans pentru colorant maro, avem ferma de grâu pentru grâu, că am zis că în cazul în care vrem să facem ceva cu baloții, să avem grâu. Avem niște Nether Wart pentru că am zis că, dude, avem nevoie neapărat de Red Nether Brick și am făcut fermele astea. După de aici avem noi lână, da? Lână asta practic noi o folosim pentru spawn mai mult, de asta am vrut să avem lână gri și lână albă în cazul în care vreau să o colorez, să fac ceva. Pentru că o colorez în verde închis și o pun pe la construcții. După venim aici, avem camera reactorului cu chest drumul, dita mai chest drumul nostru. Iar mai apoi avem aici o mică cămăruță de premii, să mă rog, cu premii, cu enchantment table și pe lângă asta avem aici 5, da, uite, 5 călușei frumoși. Căluții ăștia cei mai rari... cei mai rari cai din Minecraft, pentru că deși calul zombie ar fi cel mai rar, din câte am înțeles, în mapă game mode. Deci ăștia ar fi cei mai rari și după aia mergem în laboratorul nostru unde facem trade-uri cu sătenii pentru cărți, pentru quartz și mai trebuie să strângem niște quartz în cazul în care o să mai vină Peter să cumpere de la noi. Acum că v-am prezentat cât de rapid am putut baza noastră, haideți să mergem și afară pentru că probabil puțin dintre voi știți că avem și o parte afară. Prin acest mic hall, dacă o să deschidem ușa, frumos, o ușă automată de 3x3, avem aici gigantica noastră, da, și se aude un zombie acolo. Deci un zombie se spanează tot timpul acolo jos. Ei, și-mi dat un morcov. Hai să aruncăm pe aici prin peșteră, nu știe nimeni. Da, aceasta este peștera noastră, ia uitați-vă cât de faină e. Deci, uitați-vă, peștera asta n-am mai folosit-o de multă vreme pentru că n-am mai fost pe aici, însă o să vă prezint cum stă treaba. Ieșim pe aici, deci asta a fost exact prima noastră construcție la începutul serii și dacă vreți să vedeți parcursul la tot ceea ce am lucrat pe aici, aveți în descriere playlist-ul seriei, unde toate videoclipurile sunt în ordine și puteți să vedeți ce am făcut de la episodul 1 până la episodul 85, adică până în momentul de față. Și hai să ne culcăm înainte să ieșim afară, ar trebui să ne culcăm. Din păcate aici sus nu acționează beaconele, însă nici nu prea ai nevoie, pentru că o să vedeți imediat ce este aici afară. Și mulți dintre voi ați văzut că n-am mai lucrat de mult la bază, ei bine, aici este partea exterioară a bazei, avem un mic lac și ăsta e singurul lucru pe care l-am făcut aici afară, lacul ăsta. Deci, peste tot, dacă vă uitați, numai lacul ăsta e singurul lucru făcut pe aici și în episodul de astăzi o să mai lucrăm prin partea asta la bază, pentru că de mult timp mi-a spus voi, bă, dar mai lucrați la bază, mai lucrezi și tu la bază, iar astăzi o să lucrăm pe aici și am făcut un mic lac acolo cu coral, într-un live destul de vechi, cu coral, cu peștișori. Eventual nu trebuie să aduc apa până aici sus, dar merge și uitați ce frumos arată și cu peștișori și cu toate cele. Însă astăzi o să ne apucăm de exteriorul bazei noastre. După calculele mele nu o să ne extindem mai mult decât zona pe care deja am defrișat-o. Cam asta o să fie toată baza noastră exterioară și baza aia de acolo de jos. Ce vreau să fie, e bine, o să facem și un drumuleț către baza aceasta, de fapt către peștera asta, ca să fie ca și un monument, cum ar veni o peșteră, știți cum e peștera urșilor dacă nu mă înșel. Exact așa să fie și asta, frumos, să intri în ea și să cobori acolo, să pară ca și cum ar fi un monument, să fie mai interesant. Și pe lângă treaba asta, va trebui să facem pe aici un mic loc cu căbănuțe. Astăzi o să începem locșorul ăsta și poate o să-l terminăm duminică pe live, cine știe. Momentan vreau să mă apuc de o cabană pe aici, însă nu știu neapărat unde. Cred că în partea asta ar merge bine, să fie aproape și de lac. Cred că, da, cred că aici ar merge cel mai bine. Chiar mă așteptam ca această schiță să dureze ceva mai mult de făcut, însă chiar a durat super puțin, adică în 10 minute, să zic așa, am aranjat toate nebuniile astea, am făcut și terraforming în partea aia, în partea asta și chiar e ok. Și ce vă recomand și vouă în momentul în care faceți o construcție, mă rog, o zonă ceva mai mare, este să vă delimitați în mare, nu la milimetric bloc cu bloc, dar în mare să știți, aici vine clădirea, aici vine clădirea aia, la alte și tot așa. Exact cum am făcut aici. O să vină o cabană, în partea asta încă una, aici o să vină un foc de tabără, în partea asta încă o cabană, în partea asta o cabană ceva mai mare. Brazii ăștia o să vină tăiați pentru că arată super rău și facem un terraforming și aici și după aia o să facem niște brazi custom în jurul zonei, iar mai apoi în partea asta altă mai trebuie să facem încă o cabană, eventual chiar două cabane și un drum care să treacă pe la toate și să meargă exact acolo. Plus, ia uite niște urâți, măi, ce faceți voi acolo? Ne invadează. O văzut că m-am pus pe construit, deci de asta nu ies eu din casă, da? O văzut că am ieșit din bază și direct erau oamenii, bă, păi, fiți atenți cum... A, n-am nimerit. Nimerim acum. 1, 2, nimă ce vin. Nicum vin. Hai. Pe câți batem până vin ei? Ok, l-am omorât direct pe ăla cu Bad Omen. Da? Aha, vrei să tragi, bine să vrei. Ce vine el, mă? Ba, am rezolvat. Și fiți atenți pentru că noi suntem aici direct pregătiți.
Ia uitați, găletuța cu lăptic, numai că trebuie să căutăm niște vaci acum că nu mai avem, nu mai avem lăptic și aia e. Se mai întâmplă, nu prea contează, și pistonul ăsta pe care l-am lăsat acolo când am dărâmat o mică zonă, aveam noi o fermă automată aici și am dărâmat-o și... Bă, dar n-aveam noi loc de sticky pistonul aici, pe bune? Luăm butoanele astea, care e problema? Luăm butoanele și le țipăm acolo în apă, că așa, n-avem ce să facem cu ele. Deci cam asta o să fie în mare parte și ce aș vrea să fac, mamă, nu mai avem spros, va trebui să mergem la cei de la C și P să mai cumpărăm niște spros pentru că, sau, cred că avem, cred că cumpărasem și l-am lăsat acolo la sediul nostru, bun. În partea asta, eventual, încă, să fie așa mai mare, oare? Să fie tot așa în L? Cred că ar putea să fie ceva mai mare. Sau să fie, stai un pic, deci, hai să înceapă totuși de aici, da? Și să fie 3 cu încă 3 și după aia în partea asta la altă la fel. 3 și cu încă, mamă, la fix, deci până în partea asta. Și atunci astea va trebui să le dăm noi jos, cam până pe aici. Trebuie să facem terraforming-ul ceva mai mare, da? Până aici e ok. Și după aia din partea asta la altă iară venim cam așa, până pe aici, cred că până în capăt. Da, perfect. Aranjăm și în partea asta. Trebuie să facem un mic terraforming. O să las acolo pentru că oricum vin peste, numai aici eventual. Da, opa, niște lag, nu știu de ce. E iurea că îi destul de mult lag pe serverul meu, chiar nu pot să înțeleg de ce. Însă, în rest, maoleo. Bun, ăsta ar trebui să vină aici și ăsta alt ar trebui să vină aici, no. În continuare, hai să facem terraforming. Da, avem ceva de lucru cu terraformingul ăsta. Durează destul de mult, însă o să iasă ceva chiar foarte, foarte fain. Bun, ăla vine acolo, ăla acolo și ăsta alt aici, dar eu cred că... Nu, ne-am dus ok. Ne-am dus ok cu câte 3 blocuri. Ăla oricum vine astupat acolo. Eventual aici sus să facem terraforming-ul ăsta. Și un pic mai sus în cotură și tot așa. Bine, ideea e că dacă nu ai o zonă deja stabilită e un pic mai greu. Însă e chiar foarte ușor să faci după ce ți-ai stabilit zona și știi în mare ce ai vrea să faci și cum ai vrea să arate. Bun, momentan lăsăm așa. Iar în partea asta altă la fel ne mai ducem un pic. Și asta o să fie toată... Mă rog, ăsta o să fie tot terraforming-ul nostru. Dar dacă vă mai trebuie să înlocuim pe aici, ăsta e singurul lucru nașpa, că nu ajunge raza de la beacon până aici. Însă nu-i chiar atât de rău, că oricum sunt numai câteva blocuri pe care trebuie să le scoatem. Și oricum, ia uitați, deja le-am și scos ca și cum n-au fost. Numai că va trebui să ne apucăm în acest videoclip de toată zona asta. Și că o să facem gradual toată nebunia. O să începem astăzi, o să facem în mare parte și după aia lăsăm restul pentru viitoarele live-uri. În mare parte căbănuțele noastre vreau să arate în felul ăsta. În partea asta exterioară să vină așa un fel de design mai diferit cu piatră, cu una... De fapt, stai că aici n-ar trebui să fie așa, aici ar trebui să fie cu slaburi. Așa, să fie un mic, mic design, eventual în părțile astea laterale să fie exact în felul ăsta mai simplist. Și ăsta o să fie bun după în partea de sus. O să facem în felul ăsta să fie așa mai diferit un pic. Mai ridicăm cu un bloc și bam, gata. Asta o să fie, de exemplu, prima intrare la prima cabană. După aia, cea de-a doua cabană, deja cred că o să vină cam la fel, numai că... Da, uite, va trebui să vină niște scări și eventual... Merge, metal un pic de terraforming și prin partea aia. Iar aici o să punem în felul ăsta și aici... E întrebarea cum să facem așa, oare? Sau, stai, mai interesant ar fi așa. Nu, stai, trebuie să facem... Așa? Nu vrea, mă, nu vrea. Să fie... Băi, aici. Și mai face figuri. Bine, așa lăsăm. Voiam să fie amândouă așa micuți, numai că nu cred că iese manevra. Sau să vină așa și după aia încoace să vină invers. Ar merge și așa. Da, ar fi ok. Și atunci în partea asta să vină așa frumos. Și aici la fel și mai ridicăm câte un bloc să arate bine. Da, ar merge în felul ăsta, ar merge și atunci mai trebuie să facem noi niște scări, că nu mai avem. Așa că, hai să craftăm aici rapid. Încă mai multe scări să fie acolo, măcar jumătate de stack. Și atunci, în partea asta, cum facem, da? Mă gândeam eu că nu o să fie ok. Dar de ce să nu fie ok? Că până la urmă să urcăm așa cu două rânduri de scări și n-ar fi o problemă. După aia, în partea asta, da, perfect. Și aici oricum ne ridicăm noi cu un bloc mai sus și în partea asta... Sau aici am zis, stai aici, n-am zis noi că... Nu, n-am zis noi nimic, hai să lăsăm așa. Numai să ne mai culcăm un pic. Deci în partea aia cred că l-am putea lăsa așa, eventual cu slaburi, dar cu slaburi ar fi cam jos. Bună întrebare și după aia prea multe praguri.
aici, sus, să vină așa și să mă ridice cu un bloc. Foarte simplu, cred că n-ar arăta, nu, chiar nu arată atât de rău. Chiar nu arată. Și atunci și aici facem același lucru și încă, băi, nu avem, mamă, n-avem la noi, bine, punem dirt atunci dacă n-avem la noi. Atât. Băi, acolo lopățica. Da, trebuie să fie ok în felul ăsta. Și atunci punem frumos încă, da, merge, merge, de ce nu? Bine, aici oricum putem să mai adăugăm noi niște piatră între ele, pentru că oricum o să vină în felul ăsta. Deci jos o să vină așa, cu piatră, pentru că totuși să fie o fundație ceva mai solidă. Și să avem măcar așa un mic contur. De asta v-am zis, la început e bine să faceți contururile ca să vedeți ce spațiu vă rămâne între ele, pentru că altfel o să le pui acolo. Bun, să zicem că începeam cu prima cabană, da, începeam cu cabana asta. Da, dar după aia când ajungi în partea asta, la alte deja stai un pic. Cum faci, cum le pui? Și nu-mi place cum arată, nu-mi plac brazele astea deloc, așa că va trebui să-i scoatem de acolo. Pentru că așa am început și partea asta, la altă. Așa, cât de cât informativ sau să vezi. Este de fapt un informativ estimativ să fie. Da, uite, trei aici. Și de fapt stai că aici în partea asta putem să facem să arate mai frumos, mai elegant. Bine, oricum un pic de music cable sau nu o să strice, însă nu prea avem momentan. Deci ne descurcăm cu ce avem. Însă de arătat chiar o să arate foarte, foarte bine în momentul în care terminăm. Da, ia uite, și aici frumos. Și în partea asta, de fapt, a, stai că în partea asta măcar zic că le-am, a, nu, cu un bloc, ok, asta. Nu zic, zic că le-am nimerit. Bun, dacă acolo, bun, intrăm pe aici. Dacă prin partea aia se intră într-un fel, pe aici intrăm diferit un pic. Da, și atunci, stai așa, în partea asta trebuie să venim așa. Oricum, momentan e numai așa estimativ. Printre ele cred că o să vină niște terraforming sau vedem încă. Nu știu cum o să fie treaba, dar așa ca estimare, eu zic că arată chiar foarte ok. Sau atunci, hai în partea asta să le facem așa. Și în partea asta atunci să vină mai aranjat puțin. Și în partea asta la altă la fel. De ce fac de fiecare dată niște design-uri care se aseamănă un pic între ele? Deoarece puteți să observați că se aseamănă în partea aia cu partea asta la altă și nu le-am lăsat blocuri întregi. Pentru că arată super rău blocuri întregi. Așa măcar îi mai dă un pic de formă, mai arată un pic mai diferit măcar. Ca să îți dai seama, bă, uite, e mai diferit, nu e exact același lucru în toate părțile. Și atunci în partea asta așa o să vină, apoi o să facem o podea de, cred că podea o să fie de oak. Mă, deci pe bune, pilgerii ăștia scarâia, mă, când ieși din casă apar și ei, mă, dar nu mai scap de ei, mă, tot vin, tot vin. Și nici nu mai am bad omen să zici că, bă, uite că mai ai bad omen și de aia, nu, de pur și simplu nu mai avem nimic, dar trebuie să mă lase în pace, dar se pare că tot pe aici vin, nu scap de ei, frate, nu scap de ei. Oricum, dacă vin aici direct îi arcuiesc pe tăți, dar nu cred că o să apară, că cred că știu băieții de ce sunt stare. Oricum am aranjat podeaua din interior, am zis să fie cu oak. Din dos rapid am mai cumpărat vreo 7 stack-uri de sprus și m-am distrat pe aici. Însă cred că pentru acest episod cam atât o să facem. Nu o să ne distrăm mai mult cu căbănuțele astea, pentru că în primul rând trebuie să-l mai și randez în seara asta și trebuie să randez și celălalt clip pe care o să-l vedeți astăzi. Și vreau să mai dorm și eu puțin. Însă ideea este în felul următor, că deja de săptămâna viitoare o să fiu ceva mai liber și o să facem videoclip. Bine, o să fie mult mai mult content comasat într-un singur videoclip și tot trebuie să dărâm copacul ăla. Deci hai să-l dărâmăm acum. Hai, jos cu tine. Gata, rezolvată treaba. Și ce e cu băieții ăia acolo? Ia uite ce frumos s-o blocat. Băi, băieți, mă, puneți mâna pe lopeț și faceți și voi ceva mai productiv. Hai, săpați un șanț acolo, vreți? Hai, mamă, ce vin ei, mă. Ce vin ei. Nu mai veniți, mă, băieți. Hai. Aha, dați, dați, hai. No. Asta a fost tot. Atât ați putut. Asta a fost tot, bă, băieți, mă. Eu am projectile protection, mă. Și voi puneți să dați, aoleu. No. Mă, dar nu să las, mă, de aia, ca și răia, mă. Scapi odată și iară vine. Bine, cred că așa e. Nu știu, asta a fost numai o comparație așa de amuzament. Bine, oricum, ideea e că pilgerii ăștia sunt destul de nașpa, că tot apar așa. Văd că și-au bătaie, dar tot apar. Și mai ales că nu avem pe lângă noi niciun pilger outpost. Și mă mir că nu vine la zona de Crăciun atât de des.
că am mai lucrat și pe acolo, mie, cât am făcut bradul, că în rest n-am mai făcut nimic, v-am zis, nu prea am tragere de inimă momentan să mă apuc de zona aia de Crăciun, poate o să ne apucăm mai târziu, cine știe, oricum am început-o, măcar am dat startul și am văzut că băieții chiar au fost destul de activi pe acolo și s-au pus pe treabă, măcar la zona de Crăciun, dacă prin alte părți momentan nu, cine știe, poate așa se ambiționează și mai fac și prin alte părți, dar, dude, mai uitați-vă câți trebuie să tăiem de pe aici, pe bune? Bine, oricum după aia o să refacem, o să fie custom frumos, dar până atunci mai durează puțin. Însă, bine, nu prea mai avem tare multă treabă pe aici, că deja numai niște detalii și suntem gata. Da, acum ar trebui să dispară de pe aici. Da, ar trebui să dispară. De aici adăugăm numai niște detalii foarte, foarte simpliste și suntem gata cu construcția asta. Bine, hai să lăsăm materialele aici să avem... Trebuie să fie, înseamnă că sunt niște paianjen pe sub noi. Că tot aud, ba, paianjen, ba, zombie, deci înseamnă că sunt pe acolo pe sub noi. Pregătesc un atac, cine știe. Lăsăm și pe astea pe aici să fie. Și vreau să le iau astea ca să văd, trebuie să fie ceva pe sub noi, va trebui să mă uit după aia off camera. Că tot au niște paianjeni prin părțile astea. Însă, în mare parte, așa o să fie căbănuțele noastre, dar cred că trebuia să mai fac eu ceva aici, dacă mă gândesc. Deci, ăsta ar fi bine așa, arată ok, ăsta alt arată ok. Ăsta la care am zis noi că-l facem în L, poate ar fi bine să mai vină un pic în partea asta. Am putea să-l modificăm așa rapid de final. Dar noi am lăsat materialele. Hai că suntem buni, suntem foarte buni. Așa nu v-am arătat ce vreau să fac după. Deci după ce reușim să facem asta, va trebui să facem și niște terraforming și uitați-vă în partea aia, o să facem un râu așa de acolo de sus. Să vină râu. Da, până pe aici, nu? Da, până pe aici. Și de aici încă două, o să fie așa un pic mai mare terasa asta. Și aici punem două. Și în partea asta la altă punem în felul ăsta, nu? Da, perfectos. Ia uitați ce bine le-a nimerit. Și acum nu mai avem, mai avem numai trei. Aoleo, bine, o să craftăm noi după pentru partea asta. Însă așa, în mare parte, eu zic că suntem gata. Sau, a, uite, avem aici fansuri. Aoleo, păi gata, am rezolvat. Deci în mare parte scheleții. Sau scheleți. Da, scheleți ar fi mulți. Uite, n-am terminat acolo. Da, oare scheleți? Cred că asta ar, cred că aia ar fi denumirea, ok. Bine, oricum, schițele sunt în mare parte gata. Momentan mai avem de adăugat numai pereții și niște detalii și aia e. Nu mai avem tare multă treabă. Însă, cam atât pentru acest videoclip, deoarece ne cam lungim. Și o durat ceva să le fac și pe asta. Bine, nu a durat foarte mult, dar timpul este limitat în ultima vreme, așa că atât am reușit să facem noi. Însă sper că vă plăcut acest videoclip, ne-am apucat și noi după luni de zile de partea exterioară a bazei. Și dacă ne uităm de aici de sus, chiar arată super, super bine. Deci haideți numai să vă arăt și vouă. Deci, ia uitați. Eu prinde contur, nu? Eventual ar mai merge, cred, să lăsați voi în secțiunea de comentarii, dacă ar mai merge în partea aceea să facem noi încă o cabană. Așa un pic mai în spate și după aia o să vină oricum un drum. Trebuie să vină un drum așa frumos, pam, 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 pam. Și mult terraforming plus un lac. A, și pe partea asta nu o să vină drum că vine lacul. Pardon, lac, râu, o cascadă, ceva, vedem noi. Bun, noi ne revedem data viitoare. Până atunci aveți deja voi toate cele bune. I-am văzut și men, știți ce aveți de făcut. Like acolo, pam, pam. Și ne revedem data viitoare. La revedere!